Bună seara, bună seara! Hai să vedem dacă avem pe cineva acolo care încă nu-i leșinat de căldură. Dacă peste tot e așa de cald ca aici, probabil că v-ați topit deja. Bun, cred că suntem conectați acum la șmecherie. Un pic de poveste, nu prea lungă, că sunt super, super transpirată și încălzită. O să începem să facem pasta și tot ce am pus acolo pe listă. Bănuiesc că v-ați tras ventilatorul sau aerul condiționat prea aproape ca să vă răcoriți. Și eu zic să-i dăm drumul. Bună seara, bună seara! Bună, bună! Hai să vedem prima dată. Facem o scurtă vizionare a videoului cu prepararea pastei. O am de fapt preparat aici pe masă, dar să vedeți cum am făcut-o. Deci am cernut cele 450 de grame de zahăr pudră, am niște trex, grăsime vegetală, 45 de grame de apă, 10 grame de CMC-ul, vi l-am mai arătat eu, CMC-ul acela de la Squire's Kitchen, și am încălzit puțină glucoză. Motivul pentru care am încălzit glucoza este pentru că e mai ușor de manevrat dacă e puțin caldă. Zahărul, v-am spus, l-am cernut. Adaug cam o linguriță de glucoză. Am pus acolo pe rețetă, că rețeta este pe grup deja. Am pus 10 grame, dar o linguriță de glucoză e suficient. Am pus apa, am pus CMC-ul. Acum, sfatul meu, eu n-am făcut așa, dar sfatul meu ar fi, când puneți CMC-ul, să-l puneți peste zahărul pudră și să amestecați bine. Și după aia puneți glucoza și apa, ca să nu se facă cumva cocoloașe și să vă fie mult prea greu de amestecat. Da, merge și așa. Sper că sunteți bine și ați avut... Abia ajunge mâine cu ventilatorul. Oh my god, cred că avem 10 și tot degeaba. Și air coolers și toate minunile din lume și parcă tot nu se mai răcorește. În fine, să sperăm că o să treacă zilele astea fierbind și o să ne întoarcem la temperaturi mai normale. Și eu mă bucur să vă văd aici, virtual. Bun. Deci pur și simplu am amestecat ingredientele la oaltă. Timpul de preparare e foarte scurt. Ia undeva în jur de 3 minute jumate, 4 minute, până când se adună toate ingredientele la oaltă. Apoi se răstoarnă pe masă și se frământă. Am înregistrat video puțin mai înainte ca să nu leșin aici de căldură frământând la pastă. Dar curăț vine de pe blat și încep să frământ. Prefer să fac pasta, și eu vă îmbrățișez pe toți, vă pup și cu drag vă îmbrățișez. Prefer să fac pasta fără niciun fel de culoare și după aia să o porționez și să o colorez în funcție de ce e nevoie. Dacă ar trebui să folosesc pastă albă, aș pune fie gel alb sau praf alb, oricum, ceva bazat pe dioxid de titaniu, ca să transform pasta într-un brilliant white, da? Într-un alb strălucitor. Așa cum este, pare ea să fie albă, dar de fapt necolorată, are o tentă așa ușoară de gălboi. Bravo, Roxy! Așa, impuneți punctul de vedere. Nu ne supărăm acum dacă vezi de musafiri și nu de flori. Ai timp să faci flori și după. Am cules toate firmiturile acelea de zahăr, de ce mai fost pe masă și am frământat într-o pastă care o să vedem. Am împachetat-o. Vă spuneam că deja e pregătită aici pe masă. Am împachetat-o și e super fermă. Deci pasta am făcut-o acum 10-15 minute. Normal aș spune să o lăsați să se odihnească puțin peste noapte, dacă se poate, dar dacă nu, nu e nicio problemă, se poate folosi imediat. De asemenea, ca să avem o bază solidă pe care să lucrăm, am pregătit și niște... pentru niște trandafiri, că ei au nevoie să se usuce destul de bine înainte de a fi manevrați. Deci, după cum vedeți, bucata de pastă e super fermă. Da? Și ce o să fac acum? O să o împart în
zic eu, 3 bucăți, poate chiar mai multe, dar o să păstrez o bucată așa cum este, într-o pungă. Dacă ar fi să o păstrez pentru perioadă mai îndelungată, m-aș asigura că pungulița asta este airtight, deci că nu ajunge niciun pic de aer la pastă. Și aș pune-o într-un container, un recipient care ar fi bine închis. Dar acum, pentru că am de gând să colorez, o să o rup numai în bucăți și o să pun în pungă, așa, într-o pungă loose, adică fără să fie închisă ermetic, doar ca să protejeze împotriva uscăciunii. Acum mă gândesc la trandafir să fac un roz pal. Cred că ar arăta bine. Și atunci în pasta asta albă o să adaug un strop de gel. Ca de obicei, m-ai prins? Nu știu dacă ne-ai prins. Ne-ai prins cu fofurlica, cu ce ne-ai prins. Și eu mă bucur că ești aici. Deci o să folosesc un strop de pink, de roz din ăsta de la Fractal, dar practic rozul ăsta de la Fractal, pinkul ăsta arată exact ca și hot pink de la PME. Un strop, atâta, nu vreau mai mult, că nu vreau să fie super, super colorat. Și o să adaug puțină grăsime vegetală. Pentru cei care nu au fost niciodată într-un live în care am folosit Trex, știți, e o grăsime vegetală care se poate înlocui cu orice fel de grăsime care nu are în componență grăsime animală, din simplu motiv că cea animală devine rânce de prea repede. Dacă avem la îndemână o grăsime care nu are culoare, e și mai bine și nu are nici miros, că atunci nu, chiar nu ne deranjează cu nimic. Și asta de regulă e fie grăsime de rapiță, de palmier, de cocos, de ciofia. Noi, pentru că avem la îndemână acest Trex, care este un amestec de rapiță și cocos? Nu cocos, cred că palm oil, cred că palmier. N-am o cutie aici, palm oil, da. Deci palmier și rapiță, îl folosim foarte des la decorat. În alte țări, probabil că aveți alte produse disponibile. Deci am făcut un roz, pur și simplu amestecând gelul acela în pastă. Deci asta o să fie pentru efectuarea centrilor și petalelor, centrilor, bobocilor, nu bobocilor, că bobocii sunt deja, au deja și petale. Mă refer la baza de la centru. Cum s-o numesc? Nu știu cum o numiți voi în România. Bun. Deci ăsta e rozul pe care am să-l folosesc la trandafir. Acum, având în vedere faptul că o să am de lucrat cu niște timp de uscare, o să las în continuare, o să las restul coloratului pentru puțin mai târziu și o să încep cu rozul acesta. O să iau o bucată din el, că nu am nevoie de toată bucata. Și o să vă arăt cum formez centrii. I-am făcut în alb pentru că n-am știut sigur la ce culoare o să mă orientez, dar nu are nicio importanță. De fapt, atunci când facem centrii, dacă avem un centru de o culoare diferită, chiar ne ajută să facem închiderea trandafirului mult mai corectă, pentru că încercăm să evităm vizibilitatea centrului respectiv. O să vă explic într-o secundă despre ce este vorba. Bun, deci cu o bucată de pastă, deci fie folosim o pastă mai deschisă la culoare de preferință, fie o pastă de aceeași culoare ca să formăm acești centri de trandafir. O să iau la întâmplare o bucățică de pastă și o să o rulez într-o biluță. Bulb. Chiar și bulb mi se pare puțin nepotrivit, că bulbul deja are niște petale care încep să crească. Dar, mă rog, bulb, dacă așa îl numiți voi, e bulb. Aici, în engleză, de exemplu, spunem center, adică centru, atunci când ne referim la formațiunea asta care nu are nicio petală, și spunem bud, adică boboc sau bulb,
în momentul în care are deja o petală sau două. Bun, deci am biluța asta pe care vreau să o transform într-un con. Con, ia că am găsit cuvântul, con de trandafir. Da? Pot să-l transform într-un con pur și simplu aplicând presiune între degetul mare și ce arătător? Nu mai știu nici românește. Deci pur și simplu învârt conul acesta, adică nu conul, bucata de pastă, ca să o transform într-un con. În același timp, cu celălalt deget mare, rotunjesc baza. Da? Deci învârt în continuu, ca și cum aș ascuți între degetul mare și arătător. Da? Ca să-i fac conul. Știu că mulți sunteți puțin stresați că nu puteți să dați forma de con potrivită. Nu e niciun bai, pentru că se poate face și mai rapid. Da? Deci e o bucată de pastă. O rulezi într-un rotund, încercând să aplici presiune în așa fel încât să scap de toate crăpăturile acelea din pasta. Pasta de flori este o pastă elastică și normal că are nevoie de mai multă presiune ca să scăpăm de toate crăpăturile acelea. Și să zic, singurul lucru pe care poți să-l faci este să obții ceva de genul ăsta. Deci nu e nicio problemă, poți să iei o forfecuță și cu foarfeca pur și simplu îndepărtezi excesul acela și formezi un con frumos. La fel, vedeți, de fiecare dată rotunjesc pentru că se așează petalele mai bine la bază. Mai ales că o să aplicăm metoda aceea folosind un cuțit de 5, un decupator cu 5 petale. Da? Și foarte ușor obținem o formă de con, fără să modelăm neapărat manual. Dar modelatul ăsta și ăsta are rolul lui și ne ajută la o mai bună manevrare a pastei și la dezvoltarea anumitor simțuri care ne folosesc apoi la modelaj, la făcut de flori și așa mai departe. Deci așa facem conurile. Acum important este să facem conurile de mărimea de care avem nevoie, pentru că atunci când folosim un cuțit cu 5 petale, și nu numai atunci când folosim un cuțit cu 5 petale, când folosim orice fel de cuțit, trebuie să luăm în considerare dimensiunea decupatorului, cuțitului, înainte de a face centrul florii. Da? Dacă fixez puțin, am să fixez conul de trandafir pe o scobitoare, numai ca exemplu. Normal, nu ar trebui atașată această scobitoare, decât dacă vrem să setăm acest trandafir pe scobitoare. O să discutăm și despre chestia asta, dar acum, în momentul ăsta, introduc scobitoarea pur și simplu ca să fac conul mai vizibil și să vorbesc despre dimensiunea acestui con. Vedeți cât de confortabil se așează acest con în decupator. Deci asta trebuie să facem de fiecare dată, să ne asigurăm că centrul acesta, cum i-a spus, bulb, con, se așează confortabil într-o petală. Ca în momentul în care începem să construim trandafirul, să avem suprafață suficientă pe petală ca să îmbrăcăm conul. Dacă conul este prea mare, petala o să înceapă să se rupă și nu o să avem suficientă petală să îmbrăcăm trandafirul. Dacă conul este prea mic, petala o să fie mult prea mare și o să avem prea mult exces. Deci, întotdeauna trebuie să ne asigurăm că acesta stă confortabil în decupator. Decupatoarele astea, unul este PME, unul este Wilton, dar sunt cam de aceeași dimensiune. Dacă merg pe un decupator mai mare, și ăsta mi se pare că este, mi-aduc aminte, o firmă olandeză, mi-aduc aminte chiar acum cum se numește. Dacă mă duc pe un decupator mai mare, pot să mă duc pe un con mai mare. Acum nu zic că nu putem jongla puțin și folosi un decupator mai mic ca să facem o floare mai mare, dar de regulă trebuie să folosim decupatorul potrivit pentru floarea potrivită, adică dimensiunea potrivită. Asta înseamnă că, mai ales pentru trandafir, trebuie să avem la îndemână câteva seturi care să acopere cam toate cerințele. Acum o să vă arăt un set de cuțite pe care, să zic, în cazul în care nu aveți deja cuțite de trandafir, vi le-aș recomanda, decupatoare,
eu tot timpul le spun cuțită, dar voi știți că e vorba de decupatoare, da? Vi l-aș recomanda, nu știu dacă mai este sau nu mai este disponibil, dar undeva pe net tot l-ați găsit. Are un material foarte bun și aveți petale de la foarte mic până la foarte mare. E adevărat că sunt petale individuale, dar dacă vreți să faceți trandafirul profesional, o să aveți nevoie de astea individuale. Acum folosim astea cu 5 petale. Am o sumedenie aici. Unele au petala mai ascuțită. Astea sunt de patchwork cutters, la fel frumoasă formă, dar puțin diferită. Astea sunt de gem și ele vin într-un set cu diverse dimensiuni. Cele de pâine sunt frumoase și chiar se comportă bine, dar din păcate asta este dimensiunea cea mai mare. Deci suntem limitați la dimensiune. Deci ca să mergem la o dimensiune mai mare trebuie să ne orientăm la gem. Ei au și decupatoare mult mai mari decât acesta. Nu l-am eu la îndemână, dar au și decupatoare mult mai mari. Sau, cum spuneam, decupatoarele acestea cu petale individuale, în care cea mai mare petală o să fie de genul ăsta. În cazul în care nu faceți prea des trandafiri și nu vreți să investiți în cuțite, puteți să tăiați cu mâna, cu foarfeca, nu e niciun capăt de lume. Dar vă spun, în cazul în care vreți să vă cheltuiți banii pe anumite chestii, să luați ceea ce vă trebuie. Bun, deci cam așa facem un centru, un bulb, un con, cum vreți să-l numiți, și măsurăm să ne asigurăm că este dimensiunea de care avem nevoie. Normal, aceste conuri ar trebui lăsate la uscat peste noapte cel puțin, undeva între 24-48 de ore ar fi suficiente. Dacă, de exemplu, aveți un ventilator mic, cum am eu, nu neapărat mic, un ventilator sau un loc foarte uscat și puneți bobocii ăștia, conurile astea peste noapte, o să se usuce perfect. Dacă este umiditate în încăpere, ar trebui în jur de 48 de ore. La mine au stat în fața ventilatorului peste noapte, deci ar trebui să se comporte foarte bine. Acum, ca să setez sârmulițele acelea de suport, de obicei folosesc o lampă de spirit sau o lampă de alcool și ard firele. Cred că am mai făcut odată la o demonstrație, nu știu exact la care, dar am mai făcut sigur. Motivul pentru care am să ard firul este că vreau ca firul acela fierbinte să se seteze și să se caramelizeze în centru acesta pe care l-am făcut și să creeze o conexiune foarte bună. Și atunci iau un fir de 18 grosime. Cei care fac flori știu că 18 se referă la gauge-ul acela, la grosimea firului de sârmă. Și fac un cârlig, un hook la capăt. O să fac și la celălalt. O să fac, cred că, 3 trandafirași. Mă gândesc că dacă fac 3, prin faptul că repet metoda de lucru, o să fie foarte ușor de înțeles cam cum îi setăm. Bun? Deci am 3 la îndemână. Acum, înainte să introduc aceste fire arse în centrii aceștia de pastă de flori, mă gândesc să fac acei boboci rapizi pe care i-am pus în descripție, ca să-i fac și pe ei la același timp. Acum am să folosesc pastă roz ca să termin trandafirii ăștia, dar pentru bobocii aceia rapizi am nevoie cam de aceeași culoare de pastă și ca să fac toate florile roz o să folosesc o bucată de pastă roz. Ăștia vor fi îmbrăcați în roz doar. Când fac bobocii rapizi, nu contează prea mult ce dimensiune aleg să... cât de mare e bucata de pastă. Poate să fie mai mică, mai mare, dar fiind faptul că la bobocii aceștia n-am să mai atașez nicio petală, chiar nu are nicio importanță.
Dar nu vreau să fac bobori foarte mari lângă niște trandafiri mici sau invers, niște bobori foarte mici lângă niște trandafiri mari. Deci aș corela cât de cât dimensiunea bobocilor rapizi. La fel încep prin rulare cu presiune ca să scap de toate crăpăturile acelea din pastă. Apoi reduc presiunea în așa fel încât bobița asta să devină rotundă. Între degetul mare și arătător încep să formez conul. Atât e suficient. Am să folosesc acum o pensulă cu un mâner de plastic. Ăsta este bețișorul meu de rulat preferat. Bineînțeles că sunt și bețișoare pe care le puteți cumpăra ca atare pentru rulat, dar mie mi se pare că astea lucrează cel mai bine. Acum, cu ajutorul acestei pensule, am să încep să rulez pe margine. Poate e un pic greu de văzut. Sper să nu fie greu de văzut, dar n-am cum să ridic bobocul mai sus. Liniarul ăsta se atașează pur și simplu pe marginea bobocului și se rulează pasta către exterior. Și avem o formă de genul ăsta. Și acum, ușor, aduc petala din prejur. Să încerc să văd. Deci am făcut o primă petală. Și ăsta e bobocul meu gata de împachetat cu un keilis. Să-l mai fac o dată. La fel, presiune intensă, presiune ușoară, elongat într-o formă de con, iar apoi hai să folosesc bordul ăsta, poate că dacă îl aduc mai aproape de cameră se vede mai bine. Nu o să pot rula, dar măcar să vedeți despre ce e vorba și care e poziția. Deci din poziția asta o să elonghez petala. Și o împachetez ca să obțin un boboc foarte. De când mi-ați arătat la curs. Ok, deci nu știu acum cine e. Ah, Felis, mă gândeam, numai tu puteai să fii, că restul fetelor care au mai făcut cursuri cu mine sunt tare tăcute. Sunt convinsă că ne urmăresc, dar cred că sunt mai rușinoase așa. Și, na, vor să țină numai pentru ele. Da, draga mea, mi-e tare dor de voi. A zis că mai veniți prin Anglia, dar mă gândesc când se mai rezolvă cu nebunia asta. Bun, deci am acum doi bobocei și trei conuri din astea pe care o să le setez. O să pun lampa să meargă, o să opresc ventilatorul, că altfel îmi suflă flacăra. Destul de greu de văzut flacăra. V-aș sfătui, cred că am mai spus-o asta la un alt live, v-aș sfătui dacă folosiți ceva asemănător să fiți foarte atenți, că e foarte periculos. Te poți arde fără să-ți dai seama că nici nu se vede flacăra asta. Am să țin sârmulița până când devine roșie, din cauza faptului că e super încălzită. Și o să introduc în suportul acesta. La fel și cu celelalte. Dar faptul că putem face foarte rapid niște bobocei din aia e super, că orice adiție la un buchet dă mai mult charm, mai multă frumusețe. La fel, roșu. Introdus aici cât să prindă, să caramelizeze. Dacă nu caramelizează, nu e bine.
Nu trebuie neapărat arse sârmulițele astea. Dacă aveți timp suficient cât să faceți bobocii, mă rog, conurile astea, să introduceți sârmulița și să uitați de ele vreo săptămână, atunci e ok. Nu trebuie, pur și simplu umeziți numai cârligul cu un pic de lipici sau și un pic de apă și introduceți în centru pe care l-ați format deja și uitați de centrul ăsta de floare pentru câteva zile, să aibă timp să se seteze. Dacă nu, o să fie destul de greu de manevrat. Bun, și mai avem acum încă doi bobocei aceia care am făcut rapid. Metoda asta este o metodă rapidă. Bineînțeles că nu sunt flori de competiție, sunt flori pur și simplu comerciale. Arată foarte bine, nicio problemă, dar nu au atât de multe detalii. Nu zic că nu se pot folosi veinele, se pot, dar aș prefera să folosesc veinele atunci când, sau nu știu cum le spuneți voi, ștampilele acelea care pun textură pe petală. Le-aș folosi la un trandafir pe care l-aș face cu petale individuale, nu la un trandafir rapid. Așa. Și ultimul. În privința culorii, dacă se dorește un degradat la trandafir, natural ar fi ca centrul trandafirului să fie mai închis la culoare decât marginea, nu invers. Pe măsură ce trandafirul crește și, să zic, îmbătrânește, se decolorează, nu se închide la culoare. Da? Am văzut de multe ori, persoane făcând amestecul de culori invers, cu un centru deschis la culoare și margini închise la culoare. Cum, când e vorba de flori de zahăr, nu e nicio problemă, dar natural nu o să vedem niciodată un trandafir care să aibă centru deschis și marginea închisă. O să vedem, în schimb, un trandafir cu un centru mult mai pronunțat în culoare și cu petalele din exterior mai decolorate din cauza soarelui. Bun, acum o să trebuiască să rulăm ceva pastă. Știți preferința mea, mașina de rulat paste. O să începem prin a pregăti bucata de pastă pe care o să o rulăm. Îi dau un quick knead. Poate că ar trebui să mai adaug un pic de pastă albă, dat fiind faptul că am folosit ceva din pastă la boboci. Să nu rămân fără în timp ce rulez. O să fie greu de match, de nimerit aceeași culoare. În același timp, dacă, să zic, aș rămâne cu prea puțină pastă, aș adăuga un pic de pastă albă și aș face petalele exterioare mai decolorate, fără nicio problemă. Oricum se poate îmbunătăți culoarea prin adăugare de praf colorat. Așa? O să rulez într-o formă de cârnat și apoi, cu ajutorul sucitorului, extind pasta. Ca să folosesc mașina de paste, am nevoie de o bucată rulată în prealabil la grosimea primei setări a mașinii, adică cele mai groase setări. Dacă nu procedăm așa, pasta are de multe ori tendința să se lipească în mașină și devine puțin problematic. În același timp, știu că mașina mea are o lățime de 6 inci, care vine în jur de 12, aproape 15 cm. Și atunci vreau să profit și să încerc să fac porțiunea asta cât mai lată. Bun, hai să ne mutăm la mașină. Încep rularea cu setarea cea mai mare, numărul 1. Pasta este suficient de fermă, nu are nevoie de pudră de amidon. Dacă pasta ar fi lipicioasă, aș folosi niște pudră de amidon și un burățel din asta cosmetic și aș usca suprafața în așa fel încât să nu se lipească în mașină. Dar merge la fix la momentul ăsta. Am câteva bule de aer, dar ele vor dispărea. Am să setez pe numărul 2 și continui să rulez.
3 până la setarea maximă. Cred că am de mers vreo 4-5 trepte. Pasta asta, rețeta asta este mult mai stabilă la temperatură și umiditate decât cealaltă cu ou pe care o avem pe grup. Deci pentru vremurile astea super hot, aș sfătui să o folosiți pe asta. Bun, hai să ne mutăm acum la masa de lucru. Și acum, pentru că am o bucată destul de mare, gata rulată, o să fac pasul următor. Am spus că bobocei ăștia îi țin așa cum sunt, n-am nevoie de petale. La floare, la bobocul ăsta am nevoie de, hai să zic, 3 petale. O să-l fac mai lărguț puțin. Când tai, apăs foarte bine pe centru și pe margine, în așa fel încât să am o tăietură curată. La fel, o să fac același lucru. Și ca să vă arăt că nu e mare diferență între ăsta și ăla de PME, parcă ăsta de PME mi se pare mai sturdy, mai sănătos, mai, nu știu, mai ușor de apăsat. Ăsta parcă e un pic flimsy, dar are formă frumoasă și ăsta. Deci am 3 petale pe care o să le folosesc la trandafirașul ăsta. În momentul în care folosim cuțitele astea cu 5 petale, trebuie să știți că putem folosi până la maxim 3 straturi de aceeași dimensiune. Dacă vrem să adăugăm mai multe, trebuie să creștem dimensiunea cuțitului sau să adăugăm petale care sunt wired individually, adică puse pe sârmulițe individuale. Pentru că e mai greu după ce pui 15 petale să manevrezi poziția fiecarei petale. Deci o să tai 2 petale pentru unul dintre trandafiri și un strat pentru un alt trandafir. Deci o să facem, n-am apăsat bine și bineînțeles că nu am o tăietură curată. O să o las aia deoparte și o să fac alta. Da? În momentul în care încep să fac acești trandafiri și să zic am alte chestii de făcut, inclusiv faptul că ventilatorul bate către pasta mea, nu e bine, o să folosesc o bucată de plastic, o folie de fapt care e plasticată, și o să le acopăr ca să nu se usuce. Dacă se usucă pasta asta, nu o să mai poată fi finisată ca lumea. Vreau să spun că dacă facem trandafiri și la un moment dat avem doar bucăți de pastă și ele se pot folosi foarte ușor. Să zic, tai 2 petale de aici și tai alte 3 petale de aici sau iară 2 și 3, cum se nimerește. Ca să folosesc fiecare bucățică de pastă. Și liniștit pot să fac o altă petală. Dar nu e nicio problemă că am aici o conexiune care nu arată prea bine, pentru că fiind pe trandafir o să se rezolve oricum problema. Toată pasta asta o pun repede într-un săculeț de plastic, pentru că altfel se usucă. Așa cum se usucă și gâtul meu. Care trebuie să-l umezesc. Bun, nimeni nu mai zice nimic acolo. Toată lumea tăcută, nicio întrebare? Hai, puneți întrebări. Na, adevărul este că sistemul ăsta pe care îl folosesc permite și comunicarea, dar n-am încercat niciodată să văd cum aș putea să vorbesc cu voi. O să trebuiască să facem și chestia asta într-o zi când o să am timp. Bun. Aducem prima petală de la bobocul ăsta mic și vedem cum o finisăm. La prima petală pe care o aplicăm pe boboc, nu trebuie să facem mare lucru, trebuie doar să netezim petala și bineînțeles mi-am pregătit aici o căruță de chestii, dar nu mi-am adus sculele pentru finisaj. Tipic mic. Două secunde.
Nu știu cum de-am uitat să iau instrumentul principal. Și ca instrument principal o să folosesc boltul. Cred că v-am mai spus, eu am scula mea preferată sau instrumentul meu. Stai că parcă îmi spusese la un moment dat un nume care mi se părea puțin mai fain decât sculă. Este Dresden Tool, dar pentru trandafir de foarte multe ori folosesc acest boltul pentru că fiind petala rotundă mi se pare că se potrivește mai bine. Tot ce vreau acum este să netezesc. Merg pe marginea petalei și netezesc. Nu vreau frirurile astea. Deci ele apar pentru că e pasta rulată subțire, dar nu le vreau. O să le netezesc cu degetul. Da? Vreau numai să subțiez pentru că atunci când tai, marginea aia e dreaptă, chiar dacă nu se vede neapărat cu ochiul. Dacă pasta e rulată subțire, destul de greu de văzut cu ochiul. E dreaptă marginea și vreau să netezesc în așa fel încât să se transforme într-o margine netedă. Și o să folosesc un mic buretă de suport. Arată oribil de atâta folosință, dar e un buretă de suport. Deci o să transfer stratul de petale, de fapt, pe buretele astea și o să plasez centru în mijloc. Acum am niște lipici din ăsta alimentar. Se poate prepara și ăla din amestec de apă cu CMC-ul, dar ăsta e gata preparat. Și de data asta am nevoie de lipici. Există două metode de a face și încep cu prima, în care împrăști într-un strat foarte subțire lipiciul ăsta pe centru. Deci mă duc de câteva ori de jur împrejurul centrului, în așa fel încât stratul de lipici să fie foarte subțire. Trebuie să dăm asta deoparte ca să aveți mai mult contrast. Să vedeți ce se întâmplă aici. Deci, un strat foarte subțire. E ca și la super glue, trebuie să așteptăm. Dacă tăcem, păi nu, dar trebuie să mai ziceți și voi ceva. Ca să mă stimulați aici să vorbesc. Deci, împrăști lipiciul ăsta într-un start foarte subțire ca și la super glue, în care punem super glue pe amândouă părțile și așteptăm să se facă tacky lipicios înainte să le atașăm. De data asta împrăștiem numai lipiciul pe centru, ridicăm una dintre petale, oricare, nu contează, și cu degetul mare împingem înăuntru capătul ăsta de petală. Deci foarte simplu, nu avem cum să împingem așa, că ne-ar fi peste mână. Deci pur și simplu în direcția asta. Dacă suntem stângaci, facem pe direcția opusă, deși dacă ar fi să studiem un trandafir, de regulă petalele sunt așezate în spirală anticlockwise, adică împotriva acelor de ceasornic. Deci am fixat aici petala, punem un pic de lipici și aici și împachetăm frumos, în așa fel încât vârful ăsta să fie super ascuțit. Deci, dacă faceți trandafiri, și dacă urmăriți video live-ul ăsta și întrăzniți să faceți un centru din ăla butucănos, nu mai vorbesc cu voi. Deci detest când văd trandafirea cu câte o protoagă din aia în mijloc. Nu? Deci întotdeauna prima petală vine peste centru respectiv foarte, foarte ascuțit. Da? Se vede cât e de ascuțită petala. Chiar dacă se rupe aici, nu e nicio problemă. Important este ca vârful ăsta să fie ascuțit. Și acum mă duc la celelalte petale și v-am spus de chestia asta cu spiral shape. Întotdeauna o parte de petală trebuie atașată de centru. Și atunci, pe aceeași parte a petalei, pun un pic de lipici și încep să atașez petalele pe trandafir. Ridic petala. Ce trebuie să mă asigur este că petala ajunge la aceeași înălțime cu vârful. Deci dacă ar fi să iau un marker și pe fiecare petală să pun mijlocul, să marchez mijlocul cu un creion, da? Întotdeauna mijlocul ăsta trebuie să fie la același nivel cu centrul trandafirului. Altfel nu arată de treabă. Da? Cineva râde acolo cu lacrimi. Cred că știu cine. Bun,
Merg la următoarea petală, care are de fapt un pic de lipici aici, nu mai trebuie să-i fac nimic, doar trebuie să urmăresc aceeași regulă, da? Ca centrul petalei să fie aliniat cu centrul trandafirului. Ma dacă stau prea mult să povestesc, pasta asta o să usuce și nu o să mai reușesc să-l termin trandafirul ăsta. Bun. Deci am pus toate petalele, dau deoparte suportul ăsta, mă arată ca un fel de gardenie la punctul ăsta. Și ce o să fac acum este ușor, o să manevrez petalele astea să se atașeze de centru. Da? Ca să-l închidă complet. Pentru că orice, atâta vreme cât facem trandafiri care nu sunt sălbatici, întotdeauna o să avem centrul ăsta bine definit. Singura diferență este când facem trandafirii aceia wild rose, trandafiri sălbatici care au niște stamine înăuntru, ăia într-adevăr nu au centru acela delimitat. Dar în rest, de fiecare dată o să avem un centru bine conturat. Lăsăm ăsta deoparte, putem să-l punem să se usuce cu sărmulița agățată în jos sau putem să-l punem pe o suprafață în așa fel încât ultima petală aceea să fie închisă ca să nu arate aiurea floarea. Bun? Începem să facem același lucru cu o petală mare. Încercăm să vorbim mai puțin și să facem mai repede ca să nu se usuce. Nu faceți prostia care am făcut-o eu, am pus petalele una peste alta fără niciun plastic între ele ca separator și se lipesc. Asta din graba dinainte, graba care strică treaba. Bun, același lucru o să transfer pe padul ăsta. Întotdeauna tăiem pe o suprafață care este rigidă, întotdeauna netezim pe o suprafață care este moale, soft, ca și padul ăsta. Da? În același mod o să mă duc pe marginea petalei și o să subțiez petala fără să-i pun niciun fel de frill. În primul strat nu se pune niciun fel de frill, pur și simplu se finisează numai petala. Da? Dacă aveți ceva crețuri, le netejiți cu degetul. Acum transferăm iară petala pe padul ăsta. Nu contează dacă pe aici se mai rupe, chiar nu are nicio importanță că nu se vede absolut deloc. O să iau alt centru, o să repet aceeași procedură ca mai înainte pentru că mi se pare cea mai ușoară de urmat și următorul o să-l facem puțin diferit. La fel lipici, împrăștiat lipiciul pe tot centru. Odată terminată ungerea, știu că prima petală o să se lipească, știu că pun petala așa și aici o să am nevoie de un pic de extra lipici. În rest, toate petalele vor fi umezite cu lipici pe partea stângă a petalei, până la jumătate. Nu vreau să vin mai sus, că aici sus dacă pun lipici, o să se vadă când împachetez floarea. Deci întotdeauna o să pun pe partea stânga petalei, de la jumătate în jos, către centru. O să ung centru complet și aici, cu prima petală, o să împachetez petala frumos, cu degetul mare împingând partea aia de petală înăuntru. Și aici, când știu că vine petala peste, ca să mă asigur că partea asta nu se desface, pun un pic de lipici. Și la fel, mă asigur că marginea, că vârful ăsta este bine, bine închis și ascuțit. Bun, și acum încep să ridic celelalte petale și la fel o să fixez. Problema este când punem petalele, v-am spus de linia aia de pe centru imaginară. Dacă punem petala într-o parte sau în alta, nu-i bine. Deci trebuie să fie aliniată în așa fel încât, dacă am marca mijlocul petalei, mijlocul de sus, partea de sus, de mijloc, este aliniată cu centrul trandafirului. Dar lipim doar o parte de petală, cea pe care am umezit-o cu lipici. La fel, ridicăm următoarea și în același fel lipim partea cu lipici, dar lăsăm jumătatea să se alinieze cu jumătatea trandafirului, bobocului. La fel și aici
Și la ultima o să intre petala puțin înăuntru, sub prima, dar nu e nicio problemă. Ridicăm padul și fixăm petalele în jurul bobocului. La fel, printr-o rotație ușoară, fără să strângem prea mult. Pur și simplu petalele se așează în locul lor. E ca și cum ascuțim un creion. Da? Ajutăm petalele alea să se formeze bine în centru. La bază e foarte important să avem baza netedă, frumos rotunjită. Dacă avem niște chestii care nu ne plac și ni se pare că sunt în plus, mai bine le tăiem decât să lăsăm acolo. Dar rețeta de pastă o să fie asta pe care o folosesc eu și v-am spus, vă sfătuiesc să o folosiți pe vremurile astea în care e umiditatea crescută și temperatura mare. Se usucă foarte repede, e între PDF-uri, e pastă de flori fără ou, cred că îi spune. Oricum nu are ou. Da? Deci asta e un boboc ceva mai mare. Deci la asta îi spun eu de fapt boboc pentru că are petale. Pe când la ceva de genul ăsta aș spune con mai mult. Hai să-l facem și pe conul ăla. Ușoară, ușoară diferită metodă decât cea pe care am folosit-o până acum. Nu mare diferență, dar o metodă altfel. La fel subțiem. Când subțiem, întotdeauna instrumentul ăsta, scula asta, ustensila asta, merge chiar pe marginea bucății de pastă. Dacă merge prea înăuntru, o să facă petala să arate curbă. Acum îmi dau seama că camera asta citește prea mult alb. Da? Deci chiar pe margine. Dacă mergem prea înăuntru cu ustensila, face numai o groapă. Dacă mergem mult prea în afară, normal nu o să creeze niciun efect. Deci trebuie să mergem chiar pe marginea și rotim frumos ca să acoperim toate petalele. La fel, dacă s-au franjurat, le netezim, nu avem nevoie de niciun fril, de niciun curl, de nimic. Și punem la fel bețișorul ăsta de sârmă prin centru. Și ziceam, până acum ungeam conul perfect, acum o să mungem o petală de-a întregul. Și punem exact în același fel partea stângă a petalei, de la bază până la mijlocul petalei, cu lipici. Ca să nu iau pensula de 100.000 de ori în mână, pun pe prima petală și pe urmă fac pe restul, sau pun pe centru și după aia pe restul. Cum vi se pare mai ușor? Acum, pentru că am uns prima petală, dar n-am uns, nu se poate să facem, nu se poate să ungem și petala, să ungem și centru. Ori una, ori alta, pentru că altfel se face prea multă umezeală aici și nu o să meargă treaba. Mi se pare puțin mai sensibilă varianta asta, pentru că e foarte ușor să te atingi pe mâini cu lipici. De fiecare dată când pui lipici pe pastă, pasta devine lucioasă și nu se mai prinde culoarea. Deci la prăfuit e riscul ăsta că nu întotdeauna obții un finisaj reușit. Și în același fel i-am pus un fel de căciuliță la conul ăsta. Da, de ce să nu facă flori unice? Roxy face flori unice. Toată lumea poate să facă flori. Florile astea de zahăr sunt ca niște... sunt foarte matematice, aș zice eu. Atâta vreme cât rulezi pasta la grosimea care trebuie, tai cu cuțitul care trebuie, netezești cu cuțitul, cu instrumentul, cu, cum îi zice, ustensila care trebuie, nu are cum să nu iasă. E foarte matematică treaba. La fel, ridic următoarea și următoarea. În cazul în care petalele încearcă să se degajeze, puteți să țineți cu degetul aici, să le ajutați să stea în loc. Motivul pentru care mele sunt mai năbădăioase este că pasta a început să se usuce puțin, pentru că am o grămadă de ventilatoare pe aici și aer coolerul ăla și se usucă foarte repede. De aia trebuie avut grijă cu pasta asta, v-am spus, e perfectă pentru o umiditate mai crescută, dar se și usucă foarte repede, deci trebuie mișcat destul de repede. În același mod,
La fel, ca și cum aș strânge bine petalele astea. Ele se poziționează. De unde se cumpără lama? Care lamă? Dacă altceva decât lipici, puteți să folosiți un pic de albuș sau puteți să folosiți pur și simplu apă, dar la fel să, cu pensula să încercați să activați guma aceea din pasta de flori. Dar dacă vă faceți singur pasta de flori, o să aveți praful acela de gumă, CMC-ul. Ei, CMC-ul ăla amestecat cu apă, să zic puneți 20 de grame de apă și 2 grame, cam 10%, 2 grame de CMC-ul, faceți lipici. Nu știu la ce lamă te referi. A, cred că te referi la cuțitașul ăsta. Astea sunt niște cuțite PME, Crafty Knives. Sunt convinsă că sunt și în România. Sunt convinsă. Adică sunt prea populare ca să nu fie disponibile și acolo. Bun, mă întorc acum la primul trandafiraș, cel pe care l-am făcut cu petalele mai mici, ca să pun al doilea strat. Am făcut o aiureală. Stai să mai rulez niște pastă, că am tăiat, am suprapus bucățile de pastă și s-au lipit. O să meargă repede, că nu am un strat o să fac. În același mod, rulat și repede la mașină. Asta să fie învățătură de minte, nu faceți ca mine. Hai, țineți-mi companie până rulez. Deci întotdeauna când rulați și tăiați, vă asigurați că sunt acoperite petalele cu plasticul acela până ajungeți să le prelucrați, dar să nu se atingă unele de altele pentru că se lipesc și se rup. Sau cel mai bine este rulați câte o bucată, tăiați, aplicați petalele, mai rulați una și așa mai departe. Bun, hai înapoi la treabă. Acum o să tai o petală și restul de pastă o să-l bag așa în săculeț, fără să-l mai tai. Ei, de data asta când fac la a doilea rând de petale, am un pic mai mult de lucru. O să subțiez petala, la fel cum am făcut înainte, dar de data asta o să pun și un pic de textură pe ele, în sensul că o să dau în primul rând o ușoară formă. Transfer bucata de pastă pe un burețel mai moale și îmi imaginez că am aici o persoană cu cap, picioare și mâini. Acum, de regulă, mâinile îmbrățișează, dar persoana asta de aici, chiar dacă e o persoană de zahăr, nu vrea să îmbrățișeze. Deci brațele vor fi îndepărtate de corp, da? Ca și cum ar ține brațele la spate. În schimb, capul și picioarele se curbează către centru. Sper că face sens. A, lampa de spirit. Lampa de spirit, nu știu, o să mă uit, o să pun probabil niște link-uri. Dacă faceți și alte chestii, merită cumpărată. Dacă nu, și aia e 12, 13, 15 lire, depinde. Tot așa disponibilă online, dar trebuie să mai cumperi și alcool special pentru lampă. În privința numărului, e destul de greu de spus, fiecare mașină de rulat paste are un număr, să zic, a mea are 7-9 setări, dar de fapt nu pot să schimb mai mult de 7, deci aiurea de spus. Cât se poate de subțire? Ca începător, aș sfătui să nu mergeți mai mult de setarea 4-5, dar dacă aveți un pic de skill la făcut trandafir, adică un pic de experiență, cât de subțire se poate. Bun, acum am să încep să atașez petalele pe trandafir. Considerând că am să atașez petalele în poziția aceasta, pot să fac și altceva. Pot să curbez petalele, dar petalele se curbează întotdeauna către în afară, niciodată către înăuntru, decât dacă trandafirul ăla e un trandafir sălbatic de tot.
Petalele se curbează către în afară și o să vă arăt aici cum fac, da? Deci între cu scobitoarea încerc să învelesc pasta în jurul scobitorii și mă duc petală cu petală pe o direcție. Când fac, cum se zic, voalul, curling-ul, îl fac de la jumătatea petalei către stânga și apoi către dreapta, da? Deci pun bețișorul de scobitoare și răsucesc petala în jurul scobitorii. Acum că am terminat de făcut o parte, întorc floarea pe partea cealaltă și fac la fel, același lucru. Sper să facă sens ce se întâmplă aici. Și am acum toate petalele curbate. Nu e nicio problemă dacă încă ligăturile astea sunt exagerate, că ele momentul în care se pun pe floare, se relaxează. Da? Și acum am depus bucata asta de pastă cu petalele gata finisate pe trandafirul acela mic care l-am făcut, pe bocul mic care l-am făcut la început. La faza asta nu am nevoie chiar de chestia asta de suport. Am doar lipiciul la bază și e mult mai ușor să întorc floarea și să mă uit în partea de jos și să văd cum sunt alternate petalele și cum ar trebui să continui eu alternarea aici. Dacă mă uit aici, văd că petalele merg în direcția asta, deci partea asta de petală trebuie să stea acoperită de partea cealaltă. Și atunci, privind de sus în jos, pot foarte ușor să poziționez petalele acolo unde trebuie, ca să fie ca o spirală. Hai să le poziționez și să vă arăt ce am făcut aici. Da, dacă ne uităm de sus în jos, vedem că la fiecare petală ele se suprapun, dar în aceeași direcție. Deci nu o să văd o petală care să aibă amândouă părțile ieșite în afară. O să fie întotdeauna o parte înăuntru, una afară, una înăuntru, una afară, una înăuntru, una afară, de fiecare dată aceeași parte ieșită în afară. Acum, e destul de greu să întorc trandafirul cu fața în sus, pentru că încep petalele să se desprindă. Și atunci, hai să văd că am pus ceva să am la îndemână, dacă le mai găsesc pe aici. Pare că... Mă uitam după un mic jgheap din ăsta, pe care pot să-l folosesc, ca să-mi susțină floarea până când se... setează. Deci se poate pune foarte ușor la uscat în felul ăsta. În cazul în care vrem ca trandafirul să fie mai închis, atunci putem pune niște lipici mai sus puțin pe floare, ca să atașăm petalele puțin mai mult. În același mod ne uităm să ne asigurăm că petalele sunt puse corespunzător. Și încercăm să ajutăm petalele alea să se lipească. Și putem face trandafirul puțin mai închis, adică centru. Da. Poftă de flori? Da, florile sunt foarte faine de făcut când n-ai ce face. Când n-ai ce face, faci flori. Cel puțin eu așa fac. Da, deci cum spuneam, de fiecare dată cu... curlings, nu știu cum le spuneți, încrezăturile astea, aspectul ăsta voalat, merge în afară, da? Pentru că cu cât începe petala să îmbătrânească, cu atâta se curbează mai mult. Aș sugera totuși ca să lăsăm trandafirul ăsta să usuce upside down, adică atârnat, ca să ajute petalele să se seteze mai ușor. Acum o să-l agăț eu undeva aici, dar să vă arăt pentru cei care nu au un suport din asta de flori. Cei care sunt în UK pot să-l ia de la Asda cu vreo 3 lire. E pur și simplu un grătar din asta foldable, nu-i pentru cake decorating, e pur și simplu pentru lucru la bucătărie. Da? Și putem să-l folosim foarte ușor să atârnăm sute de flori pe el. Ieftin și folositor. O să-l pun aici în față și o să dau drumul la ventilator ca să-mi usuce floricica aia. Și
Și o să repet aceeași procedură cu petala... Nu intra soacra în vasă. Cu petala cea mai mare pe care am tăiat-o. În același fel o să fac aplicarea pentru stratul al doilea. Ce să fac mai repede ca să nu mai povestesc atâta. Acum, eu personal nu prea folosesc metoda care v-am arătat-o. V-am arătat-o că, na, cea cu curbatul, brațele în afară, picioarele și capul înăuntru. Nu prea o fac că mi se pare pierdere de timp, dar v-am spus-o că în cazul în care vreți să dați mai mult volum florii, de ce nu? O să fac acum exact aceeași chestie cu curbatul, dar o să fac pe partea opusă, în așa fel încât să vedem ce se întâmplă aici. Da? Răsucim petala. Le-am răsucit pe astea 5, acum merg în sens opus și fac același lucru. Da, chestia asta mi se pare importantă, dar faza cealaltă cu structuratul capului, brațelor și picioarelor, mai puțin importantă, așa că nu o să o mai repet. Dacă vreți să o încercați, încercați și dacă vi se pare că face o mare diferență, folosiți-o. Bun, deci la fel o să întorc petala pentru că vreau toate îmbârligăturile astea să fie în afară, nu către centru, și o să iau unul dintre trandafirașii ăștia pe care o să-l adaug aici. O să pun un pic de lipici și o să mă duc cu lipiciul puțin mai sus pe petală. Nu foarte sus, pentru că v-am spus, dacă pasta e acoperită cu lipiciul, se vadă lucioasă și nu o să prindă praful când încercăm să prăfuim florile. Lipesc aici și încep să ridic. Aici la fel pot să văd, e floarea mai mare, pot să văd care e metoda, direcția pe care ar trebui să o urmez. După cum se vede, partea asta rămâne în afară. Deci asta ar trebui să rămână afară, asta ar trebui să fie înăuntru. Pot chiar să o atașez cu puțin lipici, dacă vreau să stea sigur aici. Puțin lipici, nu mult. Am jupuit câțiva trandafiri ca să văd care-i treaba. Într-adevăr, la primele 10-12 petale se păstrează regula asta cu spirală, dar după nu mai e atât de relevantă. Deci petalele alternează. Unele sunt suprapuse, altele au amândouă părțile de petală în afară, deci rămâne la aprecierea voastră cum vreți să le poziționați. Dacă unele din petale se rup, nu-i niciun capăt de lume, pentru că ele au lipici la bază și o să se lipească oricum. Important este să vă mulțumească aspectul florii în partea de sus, nu neapărat cum arată el la bază. Dar urmăriți același lucru ca petalele să fie la aceeași înălțime. Cum sunt poziționate, asta depinde de volănașe. Volănașe, dacă vreți voi. Bun. Și acum, la fel, o să întorc ăsta upside down și o să-l las să se usuce. Așa. Și unul dintre ele am să-l păstrez așa ca și bobocel, alături de celelalte. Mai am de făcut o petală. Am zis al treilea rând de petale, ca să vedem cum arată în final. Acum, dacă tot am rerulat, mă gândesc să facem petala aia mai mare. Se vede parcă mai bine. Să vedem unde am pus cuțitașul. L-am pierdut. Uite-l aici. Hai să tăiem o petală din asta mai mare. La al treilea strat facem cam același lucru ca și la stratul al doilea. De data asta, și dacă vreți, nu trebuie să mai formați omulețul acela cu cap, picioare și brațe. Trebuie doar să puneți un pic de volănașe. Asta fie prin netezire, fie prin folosirea scobitorii, fie prin amândouă, și netezire și folosirea scobitorii. Puteți să veniți cu părțile laterale și puteți să mai veniți cu un volănaș și aici deasupra, dacă vreți. Poate nu la fiecare petală,
poate una da, una ba, după cum vă place, puteți să mai rupeți din petale ca să-i dați o tentă mai naturală, organică. Whatever. Bun. Acum o să trebuiască să o atașăm, întoarcem la fel, upside down. O să iau același trandafir pe care l-am făcut mai înainte și care e încă umed la bază. Deci nu o să trebuiască să pun prea mult lipici, numai un pic, pentru că mai am încă o grămadă de umiditate aici. Și o să-l atașez. O să întorc trandafirul cu fața în jos. La stratul acesta nu trebuie să mă îngrijorez cum se poziționează petalele, pur și simplu trebuie să le las să cadă, să mă asigur că partea de jos este netedă. O să iau o cupă din asta de formare ca să vă arăt cum arată floarea. Bineînțeles că nu o să fie atât de deschisă, pentru că o să se usuce și petalele o să se apropie mai mult de centru, dar pentru o floare foarte deschisă, de exemplu, se poate pune trandafirul așa la uscat, se pot face petale adiționale și se pot adăuga înăuntru. Sper că face sens ce zic. Dacă nu face sens, o să... Hai să vă arăt acum. Deci puteți să lăsați să se usuce așa cum este și între timp o să tăiem petale individuale folosind cuțitul ăsta mare pe care l-am folosit. O să vă arăt numai una, două, de exemplu, ca să înțelegeți ideea, pentru că timpul zboară și ne prinde noaptea. Deci o să tai petalele astea individuale. Și o să le prelucrez în același fel. Dacă le fac pe toate deodată. Volănașe peste volănașe. De regulă, trandafirii ăștia ar trebui făcuți așa de pe o zi pe alta sau câteva zile înainte ca să aibă timp să se usuce. Am pus eu acolo și despre prăfuit și despre făcut un mic aranjament. Nu știu dacă o să fie ei uscați. Am ceva uscat pe care pot să folosesc ca exemplu. Dați niște chestii așa mai nașpa care mi-au rămas prin... O să vedem cum arată. La fel pot să folosesc burețelul ăsta ca să dau un pic de formă petalei la bază. Ca și cum aș lăsa petala asta să se usuce. Știu că v-am arătat eu o chestie din asta pe care o am, care e foarte potrivită pentru uscatul petalelor de trandafir. De fapt, linguriță de plastic atașată de un bord. Și se pot lăsa la uscat și pe urmă se atașează pe floare. Dar o să le atașez direct aici ca să vă arăt care e ideea. Așa. Deci iau floarea asta pe care am făcut-o și o să pun un pic de lipici la bază și adaug petalele astea înăuntru și mă asigur că petalele se lipesc. Pot să pun un pic de lipici și pe petală, aici la bază, pentru că dacă vreau să, de exemplu, să se lipească și de floarea principală. Și cu o scobitoare pot să manevrez și să poziționez petala unde îmi convine mie. La fel și aici. Deci, nicio problemă dacă faceți un trandafir și vi se pare că nu arată super plin și super bogat. Puteți întotdeauna să mai atașați niște petale. Nu trebuie neapărat să vă panicați, să faceți un alt trandafir, pentru că cel care l-ați făcut, nu e și prea stufos. Oricând se poate îmbunătăți aspectul. Da, dar avem mult mai multe petale acum. Și acum le întoarcem cu fața în jos. Ops. Mai și pierdem din petale dacă nu suntem atenți. Asta cred că a fost, nu? A fost petala aia pe care am îndoit-o puțin.
Da? Și o să las să se usuce cu fața în jos. Probabil că o să ia mai mult timp să se usuce, undeva peste noapte. Se poate aplica presiune aici la bază, în așa fel încât să ne asigurăm că toate petalele sunt lipite. La fel, ar trebui să ridicăm la nivelul ochiului să vedem dacă petalele sunt poziționate toate la aceeași înălțime. E puțin mai greu, dar ca să arăt la cameră, pentru că pierd aici noțiunea. Dar e suficient, cred că, ca exemplu pentru ce avem noi de gând să facem aici. Bun. Deci asta merge la uscat. Între timp o să mă uit dacă celălalt pe care l-am făcut, da, e suficient de ferm. Pot să-i aplic calyx-ul și am și celelalte floricele pe care să le finisez. Acum, pentru calyx, o să trebuiască să colorez puțin verde. Și din același verde o să fac și frunzulițele. Am la îndemână niște fractal grass green și am și un pic de leaf green. O să iau un pic de pastă din asta. Vai, dar nu mai ziceți nimic. V-ați plictisit sau ce? O să pun un pic mai mult verde pentru că trebuie să fie mai închisă la culoare. Când am făcut rozul am pus puțin pentru că am vrut un roz pal, dar de data asta verdele ăsta îl vreau un pic mai închis. Acum am mănuși, chiar dacă ajung să mă mozolesc cu verdele ăsta, nu e nicio problemă că schimb mănușile. Nu aș sfătui să colorați cu pastă cu mâinile goale, că intre pasta aia colorată pe sub unghii și arată pe urmă oribil. În același timp, dacă vreți să faceți o nuanță mai apropiată de natural și să nu mai petreceți prea mult timp la prăfuit, puteți să adăugați un pic de apricot, adică piersică sau, nu știu, ceva un pic de, ceva mai roșiatic. Automat, în combinație cu verdele, transformă într-un verde maroniu. Aici, cum spuneam de la început, nu facem aici flori de competiție. Facem flori mai mult cu tentă comercială. La un trandafir mai mare pentru mai mare. Spuneam de la început că de regulă mărimea la cuțit, la decupator, se schimbă după al doilea sau al treilea strat. Deci cam după 12-15 petale, pentru că la petalele, de la petala 10 încolo încep să întinzi puțin mai mult ca să se adapteze. Sau poți să schimbi după 10 petale. Pasta pe care o folosesc e aceeași care am preparat-o la începutul live-ului și pe care o avem și pe grup. Ce fac aici? Da. Rulez prin mașina de paste ca să tai calyx-ul. Cred că calyx îi spune așa, ca să nu cred că are nume diferit. Calyx-ul, o să-mi dați voie să-l pronunț așa cum îl știu eu. Calyx-ul ăsta, la fel trebuie să adaptăm mărimea calyx-ului după mărimea cuțitului de trandafir. Dacă la ăla de exemplu, pentru ăla mare roșu am așa ceva, pentru ăla de PMI am așa ceva, PME, nu PMI. Asta la celălalt de la Orchard Cutters. Mi-a venit în minte numele. Hai să vedem acum. Mergem iară la mașina de paste și începem iară cu rulatul. La fel vreau să rulez subțire calyx-ul ăsta. De fiecare dată sfătuiesc elevii să pună calyx la trandafir, mai ales la bobor, și ar arăta complet aiurea să nu avem calyx-ul respectiv. Chit că, na, mă rog, e time consuming să facem. Cred că e nevoie. Și o să mă duc la fel la setarea cea mai mică pe care o aveți la mașină. Nu mă îngrijorez eu. Și dacă e setarea nouă și ajungeți la nouă, cu atât mai bine. Important e să fie pasta rulată foarte subțire. La fel o să tai numai... Am de tăiat pentru 2 trandafiri mari. La fel trebuie să apăs foarte bine ca să mă asigur că tăietura e curată.
apăs pe toate. Da, decupatoarele astea cu 5 petale sunt foarte, sunt foarte populare. Adică, da, faci destul de ușor. Acum, nu știu, mie mi se pare ușor și rapid și să faci cu petale individuale. Nu mi se pare un capăt de lume, dar dacă vrei să faci mai rapid, probabil că mă uit să văd dacă e, nu, nu e aceeași dimensiune. Că vedeam că am ceva între. Mi se pare totuși că ăsta e un pic cam mic. O să vedem, o să tai unul extra, just in case. Bun. Și acum o să păstrez parte din verde la acela ca să fac baza la floricele. Știți că trandafirul are așa ca o mică, un săculeț așa la bază. Deci o să am de format săculeții aceia. Unul mic pentru trandafirul ăla mic, care îl fac într-o formă de biluță. Păi da, nu, că nu mi se cuvine, nu, nu pot să-mi atribui laudele, nu sunt eu care am inventat chestia cu omulețul. Toate petalele, toate florile bazate pe 5 petale, se, ca și orhideele de altfel, când le judecăm și punem petalele în forma în care trebuie, de obicei spunem cap, picioare și mâini. Bun. Asta e bulina pentru cele puțin mai mari. Au la fel un fel de formă con. Deci am două mari și una mică. Plus bobocii arapizi care au la fel nevoie de o bază. Unii trandafiri au baza asta foarte mare. Alții mai micuță. De obicei, cei care sunt altoiți au o formă mai elungată. M-am gândit eu că tu ești Carmen. Draga mea. Tu îmi faci complimente. Bun. Acum încep cu bobocul ăsta mai mare. Am uitat să zic de chestia cu calyx-ul ăsta. Ah, cred că mai am... Nu, nu, nu-i bine. Mă gândeam că nu am suficiente calyx-uri. Cu calyx-ul ăsta, la fel, mă spuneam, nu facem nivel, la nivel avansat florile astea ca să avem timp. Numai calyx-ul ar lua o jumătate de oră să-l finisăm, să-l tăiem, să-l ciupim, să-l... așa mai departe. Facem numai o netezire și ceea ce sfătuiesc eu atunci când facem trandafirii pentru un aranjament floral este să lipim în întregime calyx-ul de floare, că dacă nu se rup foarte ușor frunzulițele astea. Acum pentru un pic de filifanț, pentru cine vrea, se poate ciupi un pic, nu chiar la fiecare petală, dar din loc în loc se poate ciupi câte un pic de pastă și cu capătul ăsta mai mic de la cuțit se poate la fel crea un pic de formă. La ce preț ar putea să fie un trandafir? Foarte greu de spus. Prețurile normal se stabilesc în funcție de ce manopere aveți voi la lucru. Nu știu, cineva care e mai rapid și știe să facă, nu neapărat că încasează mai puțin, încasează după timp petrecut, dar încasează mai mult pe oră, pentru că deja e o mână calificată. Da? Cineva care e începător poate ia mai mult timp. Greu de spus. Greu de spus. N-aș vrea să spun niște prețuri și să vă întorc lumea pe dos, pentru că nu știu, trandafirii comerciali sunt una și ceea ce facem noi ca și sugar art e alta. Dar la trandafirii comerciali puteți ca și reper să luați cei pe care puteți să-i cumpărați gata făcuți. Deci dacă nu ajunge să-i faceți în, eu știu, 5-10 minute în trandafir, nu aveți cum să vă bateți la prețuri cu cei care sunt gata făcuți și vin la un buchețel cu, nu știu, 12 lire, 15 lire. Deci cred că sunt cei mai buni ca și ghid pentru prețuri. Dar în același timp trebuie să vă uitați la calitate. Deci dacă calitatea voastră la trandafir e mai bună, normal că nu puteți să o comparați cu cei care sunt gata făcuți. Și o să atașez calyx-ul ăsta peste
buburuza aia de pastă pe care am pus-o. Dar de aia spuneam, calyxul ăsta, dacă las petalele curbate și încep să fac tot felul de finisaje aici, care mai de care mai interesante, când atașez trandafirii la oaltă, se rup foarte ușor. Și atunci o să prefer să lipesc calyxul în întregime. Și aici jos să mă duc și să conturez bucățica aia de pastă pe care am atașat-o, bulbul ăla pe care l-am atașat. Normal că firul ăsta acum e mult mai subțire decât ar trebui să fie la o asemenea dimensiune de trandafir. Deci aș putea să măresc dimensiunea prin fie atașarea încă unui fir sau două de sârmă, ceea ce e destul de costisitor. Am eu un alt fel de sârmă pe care cred că v-am mai recomandat odată. Dar acum mă refer la cei care sunt în UK, nu știu acum la cei care sunt în altă parte. De exemplu, toată rola asta e o liră dacă mergem la supermarket și o cumpărăm. Și dacă o atașăm de trandafir, am suficient, am suficient suport cu firul ăsta. Da? Dar mai multă grosime obțin dacă atașez și un alt fir de genul ăsta. Sau, știți cum sunt cablurile alea electrice la care se poate trage firul dinăuntru? Ăla se poate pune ca un manșon pe fir și se poate aduce la dimensiunea reală. Dar, na, deja implică mai multă manoperă și schimbă rostul demonstrației. Ăsta vine cu picioarele în sus aici la uscat. Venim la asta, la alt mic, în același fel. O să-i pun calyxul ăsta. Hai să fac toate calyxurile deodată, pentru că nu o să dau prea mult finisaj la niciunul dintre ele. Și din lipsă de timp și din faptul că, am zis, ne referim aici la pur și simplu la trandafiri comerciali. Ăștia deja sunt mai mult decât ar trebui pentru un trandafir comercial. La începutul demonstrației ziceam de faptul că se poate atașa o scobitoare. Deci în cazul în care se pune fie o scobitoare, fie un bețișor din acela de frigărui, ăla se poate atașa în centru de trandafir. Să zic, se face o gaură aici în centru, atunci când se face centru respectiv, se face o gaură cu scobitoarea. Da? Și se lasă la uscat o zi, două, trei, nouă. Când se atașează scobitoarea în gaura aia care deja e făcută, capătul scobitorii se introduce puțin în candy melt și se sigilează imediat, sau se unge cu lipici și se lasă în centru ăsta să se usuce odată cu centru pe parcursul a, nu știu, două zile, trei zile. Avantajul este când folosim, nu neapărat scobitoare, că asta e cam scurtă, poate un bățișor din a de frigărui, este că atunci când vrem să-l introducem în tort, nu mai e nevoie să folosim niciun suport, pentru că ăsta e considerat food grade, deci poate să vină în contact cu mâncarea. Deci avantaj. Bun, hai să mergem la trandafirașul ăsta mic, punem un pic de lipici, atașăm o bobiță din asta de pastă, o turtim acolo pe bază. Și acum, ca să fie mai ușor, ungem complet calyxul și îl atașăm. Ăsta e trandafirașul cel mai micuț și în rest avem niște bobocei și trandafirul mare. La bobocei, rapid, o să le facem pe amândoi deodată, un pic de lipici, la fel lipici pe calyx. Ah, am uitat de
înseamnă că de multe ori se poate atașa biluța asta de verde și după ce se atașează calyxul. Nu trebuie neapărat înainte. În funcție de cum vrem să fie finisajul. Atenție când punem lipid și când lucrăm cu pastă închisă la culoare, că culoarea din pastă, odată atinsă de umezeala asta din lipici, începe să se împrăștie. Deci ziceam că se poate pune calyxul. Ăsta e cam mare calyxul pentru floarea care o am eu aici, dar cam mare. Hai să vedem dacă poți să-l tai. O ieși și te-l mai zdremțui, dar câteodată așa sunt ei mai calyxurile astea sunt mai zdremțuite și trandafiri, așa că nu e nicio problemă. Mai natural. Deci lipesc calyxul ăsta așa cum este și pe urmă atașez bobița asta cu un pic de lipici. Deci fie o metodă, fie alta, în funcție de cum vreau să finisez. Dacă bucata asta de pastă e un pic cam mare, poți să o tai cu foarfeca, cu ceva ca să o reduc ca dimensiune. Și ultima ar fi asta, dar și ăsta cât de cât s-a setat, nu e încă uscat, dar cât de cât e setat, în așa fel încât să poată să-mi permită să-i pun bobița și să încerc să lucrez mai finuț ca să nu-l sparg înainte să fie gata. Am petalele alea și alea extra puse și aici la calyx. Când lucrăm cu florile, nu uitați, avem nevoie de ceva soft, adică ceva moale de desubt, ca să nu apăsăm, să nu manevrăm, să spargem petalele înainte să finisăm floarea. Nu uitați că asta e numai pastă de zahăr, deci nu e unbreakable, se sparge. Da? Bun. Ziceam acolo de niște buburuze din astea ornamentale pe care putem să le facem rapid. Folosesc un fir de grosime 22 și o să-l tai repede în 3 bucăți. Și o să folosesc un pic de pastă albă. Folosesc albă, dar normal ar trebui să folosesc undeva o pastă galbenă sau un portocaliu ceva ca să fie o bază bună pentru colorat în auriu. Dar acum o să meargă și cu alb. Și o să fac niște bobițe micuțe care să fie ornamentale. Se pot face mai multe, am zis eu acolo 3, dar se pot face mai multe. Și mai mici și mai mari. Fie bobițe rotunde, fie bobițe mai elongate. Dau culoare aranjamentului. Facem una rotundă și două mai elongate. Le putem atașa de aranjament. La fel o să fac cu un cârlig la fiecare fir, în același mod, da? În doi vârful. Nu e nevoie să pun lipici, o să o introduc printr-un capăt și o să trag înăuntru un pastă, în așa fel încât pasta să acopere complet. Îi dă mai multă siguranță și o să încerc să îndoi și firul. Am folosit un fir 22, dar mi se pare totuși un pic cam prea. O să merg pe 24 la celelalte. Mi se pare un pic cam prea rigid. Și vreau un pic mai multă flexibilitate. Deci 24, da, mă rog, și 22 merge, dar
La 24 pot să curbez un pic mai mult sârma. Și la fel o să introduc la 1 sârma prin capătul mai lat. Da? Ca să-i dau ca un fel de bobiță. Păi mai departe de trandafirul tău de până acum. Acum nu mai ai nicio motivație să spui că nu poți să-l faci la fel. Acum prin partea de sus, care e mai îngustă, o să trag firul tot așa. Firul trag pe sus numai ca să pot să să securizez pasta asta fără să mai adaug lipici. Și refac partea ascuțită. Deci astea sunt niște, și la fel, în doi. Dacă nu iasă ușor la mână, se poate folosi ceva adițional ca să reușesc să dau o curbură oarecare. Și acum folosesc un pic de vopsea. Aici am niște ulei, adică esență de ulei de lămâie, amestecată cu niște praf auriu. La fel și astea o să le pun la atârnat aici cu fața în jos. Mai avem de făcut niște frunzulițe. Acum eu le-am gata făcute, dar să vă arăt cum le-am făcut. Facem două frunzulițe și după aia ne apucăm să montăm. Până atunci să sperăm că se usucă și trandafirii. Cred că o să fie suficient de uscați ca să le punem un pic de culoare și să îi montăm. Să ne încadrăm undeva în 2 ore. Dacă aș face, de exemplu, pentru o comandă sau ceva de genul ăsta, în mod categoric, aș face mai mulți deodată. Adică deranjul, setarea și mai știu eu ce, rulatul de pastă, e cam același timp pentru 5 trandafiri cum e pentru 10. Dar ai automat mai multe produse făcute într-un timp mai scurt. Și profitul vine din faptul că ai câteva flori extra, nu din faptul că faci cele 5. Așa, o să folosesc un bord cu groovings ca să fac frunzulițele. Pentru frunzele mari se folosesc fire 24, frunzele mai mici merg cu fire 26. Acum, când zic frunze mari, nu e foarte mare frunza asta, dar e mai măricică, poate și asta merge cu 26, în funcție și de cât de groasă e rulată pasta. De regulă, când facem frunze de trandafir, le organizăm într-un buchețel de 3, da? În care fie toate 3 au aceeași mărime, fie avem o combinație dintre o frunză mai mare cu două frunze mai mici. Dacă, de exemplu, frunzele de trandafir sunt mai mari în dimensiune, de regulă, astea 3 vin atașate de stemul principal, de, cum îi zice, tija principală. Deci așa crește trandafirul în buchețelele respective. Câteodată sunt și 5 frunzulițe, dar cel mai des sunt 3. Când facem flori de zahăr, facem în buchețele de 3 pentru că vrem să fie cât mai vizibile. Dacă facem prea multe și le punem în spatele unor flori de zahăr, își pierd tot farmecul, adică nimeni nu le vede. Preferăm mai multe, dar grupate în buchete de câte 3. Acum o bucățică de pastă, o împrăști pe bord și încep să rulez în așa fel încât să obțin un finisaj destul de subțire. Dacă, de exemplu, folosesc cuțitele astea cu planș, cu embosser, cu textură, da? Trebuie să urmăresc aici la bază unde am grooving-urile astea, poziționez cuțitul în așa fel încât baza cuțitului să fie aliniată cu bordul și să am la bază cocoașa asta de pastă. Da? Setez la fel cuțitul să fie drept, nu într-o parte, în așa fel încât grooving-ul ăla, adâncitura aia să fie pe mijlocul petalei. Fixez cuțitul, apăs cu plungerul ăsta, asta înseamnă că pun toată textura aia o pun aici. Da? Și pe urmă, v-am mai arătat eu, se poate jupui pasta din prejur. Da?
și pune o puțină textură, dar nu apare marginea tăiată curat, ceea ce mie nu prea îmi place și atunci prefer să ridic bucata asta, să o pun cu fața în jos, aliniez cu cuțitul, tai. Trebuie să mai fac și pe cealaltă. Să fac una mai micuță. Când fac una mai mică, mă duc pe partea de sus a groovingului. Nu vreau să încep de aici, pentru că ar trebui să ajung să am un finisaj foarte butucănos. În cazul în care nu aveți bord de genul ăsta și vreți să faceți totuși un mic trandafiraș, se poate, adică orice fel de floare, orice fel de petală, cu o bucată de pastă obișnuită, se face așa ca un fel de cocoașă pe mijloc. Ar trebui să lucrăm cu ceva mai finuț de rulat. La fel, codița aceea de la pensul ar fi perfectă. Și atunci rulăm ceva de genul ăsta. Asta e metoda veche, de pe vremurile în care nu existau grooving board-urile astea. Și în același mod, cuțitul ăsta e prea mare pentru bucata de pastă, o să tai pasta respectivă. Deci am aici la bază suficientă pastă cât să introduc, firicelul ăla de sârmă. Mi se pare mult mai rentabil, pentru că tot vorbim aici de trandafiri economici, să folosim un bord care nici nu-i scump. Dar cum vă spuneam, se poate face și chestia asta, pur și simplu rulăm cocoașa aia de pastă. Bun, acum trebuie să introducem firicelul acela de sârmă. Am zis că folosim 26, că nu trebuie să folosim un fir prea mare. Îl ungem cu puțin lipici. Normal aș pune un pic de lipici în capac și aș introduce capătul aici și apoi aici la baza frunzei, în așa fel încât firul să intre pe vinișoara asta de aici, nu pe fața frunzei. Da? Și nu trebuie decât un pic, eu știu, un centimetru, nu trebuie să intre foarte mult firul, să nu vă închipuiți că trebuie să meargă firul ăla până în capăt. În momentul în care se usucă în frunză, e ok. Acum, ca să-i pun textură, ideal ar fi să am o presă din aceea de silicon, sau pot să folosesc același cuțit, pun frunza înăuntru și apăs ca să dau indentația respectivă. Da? Numai cu atenție ca să nu stric firul aici. Dar pentru cele comerciale, vă spun sigur, nu trebuie făcut embossing-ul ăsta. La fel, adaugă timp și timpul e prețios. Punem un pic de finisaj prin faptul că trasăm cu ustensila pe margine și la fel putem să punem un pic de ca un fel de centru prin mijloc. Da? În așa fel încât să dăm un pic de textură frunzei. Frunzele astea se pot pune la uscat, la fel într-un covoraj de ăsta, puțin curbate, dacă dorim, în funcție de cum vrem să le setăm. În așa fel încât atunci când sunt uscate, ele să arate mai natural. Bun, deci avem acum cam tot ce ne trebuie. Am aici un buchețel de 3 frunze. Mai am un buchețel aici, dacă are de fapt o venit s-a cam separat. Ele sunt de fapt spreiate cu airbrusher-ul. Le-am pus la îndemână numai ca să le am de model. Și o să trebuiască să le legăm. Ca să le leg, folosesc bandă de flori. O să folosesc bandă maro. Și o să trebuiască să-mi scot mănușile, că nu pot să pun banda cu mănușile, pentru că se agață tot timpul mănușile. O să am nevoie și de amidon. Și o să folosesc un fir 24. Hai să facem un pic de ordine aici. Dacă n-ați adormit încă,
să punem și florile la oaltă. O să iau sârmulița aia pe care am tăiat-o mai înainte pentru... Ați adormit sau n-ați adormit? Ia ziceți. O să iau o bucată de bandă, o întind ca să înceapă să lucreze. Întotdeauna o parte are mai mulți lipici. Aia se lipește de deget. O să pun banda împrejurul firului și apăs ca să se lipească. Apoi mi-usuc degetele în așa fel încât să încep să rulez banda asta. E un fel de ca la torț, dacă mai știe cineva să toarcă. Se poate rula fie cu mâna dreaptă, fie cu mâna stângă, ce vi se pare mai comod. Deci strângem în așa fel încât banda aia să fie cât se poate de bine fixată pe fir. Coborâm. Ați observat că am adăugat bucata aia de fir ca să extind puțin baza frunzei și în același timp să am loc unde să atașez frunzele următoare. Și ziceam că facem buchețele de câte 3. Deci o să merg în jos, așa, circa 5 cm și după aia o să atașez una dintre frunze. Acum, normal, ar trebui să pun bandă și pe frunzulița asta. Dar mă bucur că sunteți acolo încă. Ar trebui să pun bandă și pe frunzulița asta. Nu o să mai pun pentru că una la mână, sunt flori comerciale, a doua la mână e târziu. O să continui să rulez. Și ăsta e buchețelul de 3. Pe care nu o să-l folosesc așa țapăn cu mâini, că arată prea artificial. O să-i pun un pic de... Dau un pic de formă voalată, dar o să mă ocup de forma asta și în momentul în care o să încep să aplic praful. Acum am văzut că am pus una pe față, una pe dos și atunci o să trebuiască să întorc în așa fel cât toate frunzele să fie puse pe față, nu invers. Una pe față, una pe dos, la tricotat. Apropo de tricotat, când eram adolescentă, tricotam foarte mult. Cred că ar trebui să-mi aduc aminte. Îmi plăcea foarte mult să tricotez. La fel, atașez o altă frunză, una din alea care sunt deja colorate. De cele mai multe ori, banda asta, mai ales cea închisă la culoare, are foarte multă ceară și se lipește rău de degete. Trebuie în permanență să aveți ceva să uscați degetele. La fel, cobor jos pe fir. Atașez o altă frunză. Și încă una. De regulă, frunzele astea care se atașează ar trebui să fie la același nivel. Nu întotdeauna, dar așa, în general, cam așa se prezintă ele. Foarte lipicioase. Ba, am copii, dar copiii mei nu mă deranjează, de aia adevărat, că copiii mei sunt adulți, nu au treabă cu... Adică nu am eu atâtea responsabilități ca multe dintre voi care sunteți tinere. Avantajul de a fi mai în vârstă. Ai copii mari. Bun, deci am aici, mi-ajung asta, 3 bucățele de frunze și am acum floricelele astea aici și trandafirul mai mare. O să încerc să-i pun un pic de culoare la trandafirul ăsta. Nu e încă el chiar uscat, dar o să încercăm să facem ceva. O să mă folosesc de o pensulă mică pentru un verde deschis și un pic de rozaliu și un pic de ceva mai închis la culoare. Deci o să folosesc un verde deschis. Am aici vine. Deși același indicativ de culoare, vedeți că sunt de diferite, același producător, același tip de culoare, același nume, arată complet diferit. De regulă când prăfuiesc, adică când pun
pudră din asta colorată, folosesc mănuș, dar dat fiind faptul că o să trebuiască să bandajez florile. Păi nu mai există timp de tricotat, dar mă gândesc când o să ies la pensie o să am timp. Bun, hai să vedem. Deci cu culoarea asta verde o să pun un pic de praf chiar la în centru, un pic în centru, foarte puțin, și la baza petalelor, în așa fel încât să-i dau aspectul acela de fresh. Cât pot să ajung. Acum trandafirul ăsta încă nu e uscat, că na, de-abia l-am făcut și o să mă joc și eu acum să arăt că nu se sparge. Să zic că e pastă flexibilă. Nu-i flexibilă, pasta asta când se usucă se sparge, că e pastă de zahăr. Dar e perfectă pentru competiții, pentru cine vrea să facă flori de competiții, pasta e super, super. Metoda, v-am spus, aș adopta o metodă cu petale individuale. Și mai mult, bineînțeles că mai mult atenție la finisaj, în niciun caz nu faci o floare de competiție într-o... și în niciun caz nu o faci... Nu o să fac flori. V-am spus dinainte că eu nu sunt cu florile. Am făcut flori acum că e cald și nu pot să fac altceva, dar nu, eu nu sunt cu florile. Deci am pus un pic de fresh. Hai să-l pun cu picioarele în sus. Și fac același lucru și la asta, la deschis. La fel, puțin în mijloc. De-aia ziceam că la o floare de competiție în niciun caz nu ai face o la o demonstrație live. Deci nici nu... Poate la un curs, da, dar nu la o... Nu la o demonstrație. Bun, și la restul la fel. Același lucru, puțin ca o reflexie de fresh pe marginea petalelor. Așa. Acum excesul ăsta se poate duce înapoi în cutie. Și aici o să pun un pic de roz. Și un pic de burgundy, adică bordeaux, dar foarte puțin bordeaux. Și un pic de roz, e candy floss, e chiar deschis la și destul de hot pink-ul ăsta, rozul ăsta, doar că nu e comestibil, e craft dust, adică, dar nu-mi place culoarea. Dacă nu-mi place culoarea. Am o sumedenie aici, asta e, să vedem dacă găsesc ceva care să-mi placă. Așa, am un ceva mai hot. Mai deschis la culori. Asta mi se pare prea închis pentru ce vreau eu. Așa, și ăsta la oaltă cu un pic de roz deschis merge. Ăla este fucsia. Și la fel, aici numai pe margine, doar cât să-i dau un, zicem noi, highlight. O urmă de culoare. La fel, numai vopsitul ar trebui să ia o grămadă de timp. Nu facem de alea că nu avem timpul necesar, dar cât de cât să vă dea o idee. Da? Mă bănuiesc că se vede la cameră, nu știu dacă se vede sau nu se vede. Chestia cu culorile astea e un pic aiurea, că nu întotdeauna le citește camera cum ar trebui. Să zic, dacă aș vrea trandafirul ăsta să se usuce și mai desfăcut, aș putea liniști să-l pun într-un suport și să las petalele astea să stea cât mai distanțate, da? Și să deschide chiar mai mult decât e la momentul ăsta. Dacă nu, face down. Adică cu... cu capul în jos. La fel și aici. Și aici un pic de shade. Adică o umbră așa de roz.
Și cam atâta la frunze. Pentru că asta nu e terminată frunza. Hai să vedem și la frunze cum facem puțin. Am un pic de vișiniu aici. Aș pune vișiniul ăla un pic pe centru frunzelor. Și după aia cu un verde mai închis, am aici un verde, am și verde apple, dar am niște foliage green, adică verde de pădure. E destul de bright green ăsta, adică crud. Dar îl amestec cu vișiniu, merge. Se poate folosi un steamer. Știți, steamerul respectiv pune un pic de abur pe... pune abur pe praf și îl sigilează în floare. O să folosesc niște glaze. Glaze-ul, dacă e pus în strat subțire, deși arată destul de lucios, se usucă și nu mai are aceeași putere. Da. Începe să se usuce imediat. Nu face altceva decât sigilează culoarea în frunză. Și atunci arată cât de cât. O să rămână așa că e prea târziu. Ziceam că prăfuitul ăsta ia o grămadă de timp până să-l faci în așa fel încât să îți placă cum iasă. Așa numai de principiu. Bun, acum începem să montăm. O să montez pe ăștia mai micuții. Nu de alta, dar la mare încă nu e perfect uscat și dacă îl tot învârt, pe urmă o să am probleme. O să încerc să montez ceva frunze. Am și bobițele astea, care nu sunt ele chiar aurii, dar pentru că n-am avut baza potrivită. Baza a fost albă, deci mult mai deschisă la culoare. Folosesc un spray gold. Și pentru că am baza deja făcută, iasă un auriu frumos, dar am și bronz. Și bronzul cred că o să arate și mai bine. Așa. Bun, și acum începem să legăm. În cazul în care trebuie să extindeți o bucată de, să faceți firul mai gros, mai lung, mai, întotdeauna se poate atașa adițional bandă. Am să încep numai să atașez așa cum este. Fără prea multă adăugire. Așa, numai cât să-l acopăr, pentru că nu vreau să se vadă firul ăla alb. O să mă uit acum. Da, am suficient înălțime aici în firul ăsta ca să-l atașez, pentru că ziceam vreau să se vadă toate frunzele. Nu vreau să pun bobocul peste frunze, în așa fel încât ele să nu se vadă. Și atunci trebuie să mă asigur că am suficientă lungime la fir. La fer se strânge banda aia, trebuie să fie super, super tight. Coborăm jos și atașăm. Am să atașez de fapt o bobiță din asta. Chestia cu aranjamentele e o chestie super personală. E multă personalitate într-un aranjament floral. Chiar dacă sunt reguli pe care le înveți și pe care decizi să le urmezi sau nu, e foarte multă personalitate. Deci întotdeauna aranjamentele reflectă ceea ce își imaginează o anumită persoană. Deci nu e ceva ce neapărat poți să explici de ce pui o floare sau o frunză într-un anumit punct.
pur și simplu ce ți se pare ție că se balansează mai bine și dă un finisaj mai plăcut. O să încerc să pun frunzele astea în așa fel încât să umplu și partea asta și să atașez și floarea de aici. Deși am floarea cea mare, avantajul la florile astea pe sârmă este că se poate îndoi sârma în așa fel încât să setăm floarea în poziția în care dorim. Cred că totuși am să pun, odată trebuie să acopăr asta cu bandă. Nu pot să las să se vadă firul acela alb. Folosesc o bandă maro. Merge și o bandă verde închis, dar de regulă tulpinile astea sunt maronii. Hai să le fac pe toate, oricum toate vor trebui făcute, că nu putem lăsa firele alea albe. Se pot vopsi, dar pentru că oricum trebuie să punem bandă, nu mai are sens vopsitul. Sau se pot folosi fire mai închise la culoare, dar în momentul în care sunt acoperite, ele oricum nu se mai văd. La fel, tragem de bandă să ne asigurăm că lucrează. Mai uscăm degetele între timp. Trebuie să pun trandafirul ăla să stea acolo până una alta. Oricum s-a comportat mai bine decât mă așteptam, pentru că na, totuși are numai o oră de când l-am făcut. Bun, hai să mergem mai departe. Aici pe tulpina asta îmi setez și celălalt trandafiraș. Încerc să mă gândesc cam ce vreau să poziționez aici ca să văd dacă sunt pe... La fel, când faceți un aranjament, trebuie să vă gândiți dacă vreți să-l faceți în așa fel încât să poată fi văzut de jur împrejur sau dacă o să aibă o față și o să fie atașat de ceva, nu trebuie să vă îngrijorați prea mult de ce se vede în spate. Dacă îl faceți ca un side decoration, adică se pune numai pe laterală, totdeauna lucruri care trebuie luate în considerare. O să pun și celălalt boboc lângă frunzele astea. Mai am și ornamentele astea de adăugat. Sunt convinsă că la momentul ăsta mare lucru nu se înțelege, dar vă spuneam, la chestia asta cu aranjatul, e pur și simplu ce îți trece prin cap. Tot ce puteți să faceți este eventual să vă inspirați dacă o să vă placă ce iasă în final. Bun. O să le conectez pe astea două. Las un pic de distanță în așa fel încât să pot să îndoi firele dacă e nevoie. Întotdeauna să aveți grijă la montat, când montați, trebuie întinsă bine banda și să vă asigurați că nu se mișcă firele, că dacă se mișcă, pe urmă, nu o să stea aranjamentul sigur. O să tai firele astea extra. Și la fel o să fac și aici. Ops! Am spart una din frunzulițe.
Se mai întâmplă. Să vedem dacă le conectez așa. Pe urmă îmi rămâne loc pentru floarea mare. Trebuie să fie totuși destul de apropiate. Și atunci le conectez aici. Deci vă spuneam, mare atenție când conectați, să vă asigurați că banda aia ține bine sârmele în loc. Bun. Acum am depus bandă maro pe floarea mare. Ce pot să fac este să îndoi și să dublez firul ca să dau un pic mai multă putere. Pentru că nu-mi trebuie un fir lung, îmi trebuie un fir puternic. Degetele sunt foarte lipicioase de la banda asta și de la temperatură, cred. Când tăiați, aveți grijă să nu tăiați și să răniți pe cineva. Eu n-am pe cine să rănesc, că nu-i nimeni împrejur. Da? Și acum floarea asta o să îndoi firul de aici în așa fel încât să pot să montez trandafirul pe aranjamentul ăsta. Acum o să vedeți chestiile astea behind the scene. Da? Să vedeți și ce e în spatele florilor, nu numai ce e în fața lor. La fel merg bucată cu bucată să împachetez toate firele astea de aici. Să nu se vadă sârme, să nu se vadă nimic. Astea sunt genul ăsta de aranjament, e perfect când punem pe un tort cu etaj, nu și pe un tort simplu, dar de regulă pe un tort cu etaj. Îl prindem cu o clemă care intră într-un suport din acela de plastic sau într-o... Am văzut că multă lume folosește paie din acelea de băut ca suport. Sau pur și simplu, dacă se pretează, se pot aplica fără niciun fel de ajutor. Hai să vedem acum cum le aranjăm. Începem să detașăm frunzele și florile, să le poziționăm în așa fel încât toate să se vadă. Nu uităm că avem cleștișorii aceștia care ne pot ajuta să îndoim din fire în așa fel încât, vă spuneam, toate florile pe care le-am făcut să fie vizibile. Dacă nu, le-am făcut degeaba. Frunzulițe, flori, toate trebuie să fie la vedere. Așa. Și pe deasupra mai trebuie să le și protejăm să nu se rupă, că nu sunt uscate complet. Acum petala asta care e spartă se poate repara. Da, mă tot sucesc cu el, că nu am cum să-l fac pe suprafața asta plată, care
mai sparg o frunză acum, care nu are niciun fel de grip, nu dă niciun fel de grip aranjamentului. O să-l pun pe un torș și o să vă fac o poză. Da, ceva de genul ăsta. Dar ziceam de petala asta, de frunza asta care s-a spart. Aș putea să o repar foarte rapid. O să trag frunza, dacă pot, de aici și o să încerc să introduc alta, cea proaspăt făcută, și pot să o vopsesc ca să arate mai ok. O să mai moșmodesc eu la el aici, pentru că n-am cum să-l stabilesc aici pe masă. Da, cam asta este realizarea de astă seară. O să mai lăsăm și trandafirul să se odihnească și să se usuce. Sper că ați aflat lucruri interesante. Hai să mă dress up. Mii de mulțumiri de participare. Sper că ați învățat ceva interesant sau v-ați reamintit anumite chestii. Nu știu sigur dacă o să ne mai vedem săptămâna asta, dar sigur lunea viitoare cu ceva. Sper interesant. Să aveți o noapte bună. Pa, pa!